Hai să-ți arăt cum am făcut această cărămidă decorativă aici în cadrul sălii de la pensiunea Diana din Tresteana, județ Vaslui, comuna Grivița, bla bla bla. Am căutat o bandă asemănătoare, nu este asta, dar asemănătoare, cam lată de un centimetru. Ia uite, intră perfect asta. Da, așa am început să lipim. După care procesul a fost foarte simplu. Am găsit un material și am folosit un material de tencuială care se folosește la tencuitul pereților. Noi am ales MP ceva, nu mai țin minte exact cum se numea acel material. MP și un număr, îl găsiți voi la depozite. Și l-a tras meșterul cu gletiera. Partea foarte faină în realizarea acestor cărămizi este că dacă nu te pricepi deloc, va ieși foarte bine. O cărămidă nu va semăna cu cealaltă. După ce ai tras materialul din gletier, așa ca un meșter bun ce ești tu, aștepți puțin să se treagă materialul și începi să smulgi această bandă de scoci pe care ai pus-o la început și acesta este rezultatul. După care mai aștepți o zi să se usuce, pulverizezi cu ceva var lavabil ca să iasă alb, după care a venit arhitectul cu 23 euro în mână și a început cu auriu, a dat și pe aici cu ceva verde și a ieșit acest rezultat. Aceste cărămizi cu siguranță nu le găsești în niciun magazin de bricolaj, sunt unicat, sunt do it yourself, made by you, cu siguranță îți vor place mai mult decât orice cărămidă pe care o să o găsești tu într-un magazin de bricolaj. Dacă vrei să o vezi cu ochii tăi, o găsești aici.